Ceea ce vedeți este o cafenea, un fel de cafe-bar pe care l-am cumpărat în urma unei licitații de la o familie de migranți ruși ce s-a mutat în Portland, Oregon. Ceea ce nu vedeți dumneavoastră, în schimb, este această imensă vitrină, puțin obosită de amintirea foștilor proprietari, această imensă vitrină, din care zărim nu departe, ca la 150 de metri, singura așezare umană, restaurantul italianului Franco Gusto. Teatrul Bulandra a fost așteptat cu sufletul la gură de peste 200 de târgujieni. Am despachetat tot, avem tot ce ne trebuie, mâine putem deschide, care deschide localul nostru. Nu scrie nimic, dar așa e regia. Piesa Cafeneaua se va juca și în această seară. Vor urca pe scenă din nou Horațiu Mălăele, Emilia Popescu și Dana Dogaru. Prea departe de șosea. Vă lăsai în ohar, mai departe. Animalul ăla! Ăla? E un coiop, zici tu că e câine și gata. Și actorul Florin Piersic este așteptat la Târgu Jiu luna viitoare, în zilele de 16 și 17 iunie. În încheierea festivalului, Nicu Alifantis va susține un recital extraordinar. Pentru a puncta prezența maestrului Florin Piersic, echipa Teatrului Dramatic Elvira Godeanu a lansat un nou program, Zilele Elvira Godeanu. Acesta este dedicat copiilor în perioada 15-18 iunie. Cu această ocazie vor fi jucate piesele Scufița Roșie, Sânziana și Pepelea.